Echipa propusă de Igor Grosu pentru noul guvern n-ar trebui să fie votată. Este părerea unor experți care amintesc că inclusiv premierul desemnat a cerut acest lucru Parlamentului la mijlocul lunii februarie. Ei califică exercițiul propus de echipa Partidului Acțiune și Solidaritate drept o batjocură față de oameni. Potențialul cabinet prezentat de candidatul Maia Sandu pentru funcția de premier este unul politic, declară experții. Este practic aceeași echipă pe care a avut-o doamna Gavriliță. Apropo, doamna Gavriliță este inclusă în guvern, ceea ce înseamnă că este un guvern 100% PAS, un guvern politic care trebuie să performeze în condiții foarte grave, dificile pentru țară și, desigur, are nevoie de ajutor, atât de ajutor politic din partea Parlamentului, susține, cât și ajutor extern. Deci, fără această susținere, el nu va fi în stare să producă rezultate. Lista potențialilor miniștri a fost formată acum o lună de Natalia Gavrilița pentru a nu fi votată, amintesc formatorii de opinie. Asta este ori egoism și interese stricte de partid, ori vorbește despre faptul că lui Igor Grosu, viitorul premier, nu-i pasă, va fi ori nu votat guvernul. Pentru că altfel ar fi căutat specialiști și în alte partide de dreapta, cel puțin, sau din afară politicului. Trebuie să înțelegem că este vorba de o listă de ministeriabili care, de fapt, ar trebui să fie votată. Așa trebuie să reținem această ofertă făcută de candidatul la funcția de prim-ministru. Este evident că e vorba despre o listă de oameni incompetenți, slabi din punct de vedere profesional, care și-au demonstrat în mod public lipsa de orice calitate pentru a pretinde la asemenea funcții. Potrivit analiștilor politici, alegătorii nu trebuie să-și pună mare speranță în noua tentativă de investire a guvernului, deoarece acest exercițiu nu este luat în serios nici de cei care îl execută. Mai mult, experții cred că Igor Grosu este pe departe cel mai potrivit candidat pentru a conduce un guvern. Probabil că trebuie să spunem lucrul ăsta franc. Poate că cel mai nepotrivit pentru postul de ministru este tocmai Igor Grosu, pentru că el are mari probleme de comportament politic. Este impulsiv și cam înclinat spre aventură. Știm că nu este agreat în raioanele din stânga Nistrului din cauza scandalului de proporții de la secția de votare din Varnița. Știți că el acolo a folosit și violența, forța fizică a adepților politici și a împiedicat exercițiul liber de alegere a cetățenilor, numindu-i și separatiști. Iar această infracțiune, după cum se știe, atrage după sine răspundere penală. Așa că eu aș pune întrebarea altfel. De ce domnul Igor Grosu nu i-a tras la răspundere penală, dar candidează la înalta funcție de premier? În momentul în care acest personaj vine cu o listă de miniștri care a fost bagatelizat de ei înșiși și o ofertă care a fost iarăși bagatelizată la fel de ei înșiși, nu poate fi luată în serios, și atunci noi trebuie să spunem cetățenilor că de fapt acești oameni fac un spectacol ieftin și care înseamnă, din punctul meu de vedere, o batjocură în adresa cetățenilor. Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și șeful statului Maia Sandu, care acum pledează pentru numirea unui cabinet de miniștri, și-ar fi schimbat retorica doar pentru a nu fi taxați politic, mai spun analiștii. Deci PAS-ul și-a schimbat discursul pentru că nu vrea să aibă probleme la Curtea Constituțională. În situația în care ei vor argumenta și nu vor vota în favoarea propriului său guvern, Curtea va putea considera această intenție drept una așa înșelătoare, o intenție ascunsă de a-și prăbuși propriul guvern, și nu va valida această acțiune politică. Nu va considera că sunt împlinite condițiile pentru dizolvarea Parlamentului. Potrivit Constituției, guvernul poate fi investit dacă obține cel puțin 51 din voturile deputaților în Parlament.